Doamna Ionela, vă spunem bună ziua! Bună ziua! Așa, o să mă dau mai aproape. Da, e cam wow! Hai, e foarte bine, da? Sărbătorit ziua de naștere astăzi? Da. Așa. Și de ce inimă frumoasă am adus noi pentru dumneavoastră și acești trandafiri minunat. Să pun întrebarea din partea cui? Soțului. Da? Nu știu, la fine, la soț, nu știu. Cam din partea soțului vă îndoiți, nu știu. Nu știu. Așa, uitați-vă din partea soțului. Vine surpriza. Un sincer la mulți ani pentru scumpa mea soție. Este surpriza? Nu prea m-ar fi așteptat. Nu că e s-o dus și nu am așteptat. Rasator. Rasator. Foarte simplu. Înseamnă că e și gustos. Așa, doamna Ionela, acești trandafiri sunt pentru dumneavoastră, care vin însoțiți cu sincere felicitări din partea soțului. Mulțumesc și-a făcut-o cu mare drag acest gest pentru dumneavoastră. Dar sigur, ați meritat un gest mai deosebit. Și ce trebuie să dumneavoastră? Oricum, dacă spuneți cum s-a dus de mult, mai aveți ocazia să mai lăsați un mesaj. Și să-i transmit. Îl iubim mult și îmi pare rău că nu a fost și el alături de noi în ziua de azi cu familia. O să repun asta sigur, dumneavoastră. Da. Așa? Că și nu știu ce să mai zic. La fine e emoțiunea ta. Da, știu că fiecare are emoții frumoase. Pentru că surpriza a fost pe neașteptate și cred că surpriza a reușit până la urmă. Da? Cred că da. Așa, trebuie să zâmbiți. La mulți ani, doamna Ionela, din partea echipei surpriză la ușa ta. Mulțumesc frumos. Și vă dorim ca totul de fiecare dată să vă dovedească cât de puțin, cât de puțin, că vă iubește și vă mulțumesc pentru familia, care o creați împreună. La mulți ani. Mulțumesc frumos dumneavoastră. Mare dragă.